Circulația maritimă prin canalul Suez a fost reluată după ce nava Ever Given a fost ridicată din zona în care a stat blocată aproape o săptămână. Momentul de blocării complete a vasului a fost marcat de remorcherele trimise la fața locului printr-o claxonare în grup. Sute de nave și așteaptă acum rândul să intre prin canal unde un drum poate dura între 10 și 12 ore. Așa au marcat cele 13 remorchiere momentul de blocării complete a navei Ever Given. Anterior, 30.000 de metri cub de nămol și nisip au fost scoși de sub prova navei, astfel încât aceasta să fie readusă pe linia de plutire. Deblocarea navei a permis și reluarea traficului prin canalul Suez, după aproape o săptămână în care la punctele de intrare s-au strâns adevărate flote de nave comerciale. Peste 420 de nave așteptau să intre în canal la momentul deblocării navei Ever Given. Cum media zilnică de nave care pot trece prin canal este de 80-90 de nave, experții se așteaptă ca situația din canalul Suez să revină la normal peste câteva săptămâni. Nava Ever Given are 400 de metri lungime și 200 de mii de tone, iar deblocarea ei vine la capătul unor eforturi intense. Pe parcursul weekendului, autoritățile vehiculau inclusiv ideea înlăturării unui număr de 18.000 de containere de pe navă, astfel încât aceasta să devină mai ușoară și să fie deblocată. Canalul Suez este una dintre cele mai importante rute comerciale din lume. Prin acel punct trec rutele comerciale dintre China și Europa, precum și aproximativ 12% din comerțul global de bunuri.